după un 2021 dur, nici 2022 nu arată prea bine pentru firmele care sperau să-și readucă angajații în birouri. Contextul pandemic din ultimii 2 ani a schimbat în proporții semnificative piața muncii din toate colțurile lumii. Pandemia nu se dă bătută însă nici la începutul acestui an. Pericolul pe care îl presupune noua variantă Omicron, amenințând revenirea la normal pe care și-o doresc toate firmele, mai mari sau mai mici. Modelul de muncă hibrid este considerat pe bună dreptate cel mai eficient în anumite industrii. Acest model de lucru reunind ce este mai bun din ambele lumi. Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre mediul de afaceri și despre cum putem menține pe linia de plutire un business într-o lume care se schimbă cu o viteză năucitoare. Alături de mine, în platoul Echidistant, a venit Nelu Cosma, antreprenor. Bună seara și bine ați venit în platoul Echidistant! Bună seara și bine v-am găsit și în acest an! Un an nou, iată, cu perspective noi. Și dacă tot vorbim de perspective, se pare că în 2022 nu avem unele foarte optimiste și v-aș întreba direct, suntem în criză sau nu? Suntem în criză de 32 de ani. Da, pătura imemiștilor, pentru că de asta să vorbim, cei care muncesc serios și fără prea multe contracte cu statul, am dus-o greu de la promulgarea legii 31 din 1990, spun. Asta o spun pentru că prima mea societate a luat ființă în 1993, deci știu exact despre ce vorbesc. Aș spus frumos, corect și apăsat că pandemia nu se lasă. Însă nici noi nu ne lăsăm. Este clar că provocările anului 2021 ne-au întărit. Este clar că aproape că ne-am obișnuit cu valul 4, valul 5, suntem pregătiți deja pentru tot ce urmează. Un fel de sarfări economici, ca să spun așa. Suferă economia așa cum suferă țara, Europa și planeta. Suferim cu toții, este clar, iar pandemia se pare că ne-a dat peste cap toate lucrurile cu care eram obișnuiți și modul de lucru de până la debutul pandemiei. Iată că a trebuit să ne recalibrăm cu toții și să ne adaptăm la un nou mediu de viață, fie că este vorba despre oameni cu experiență, iată așa cum sunteți și dumneavoastră, sau oameni la început de drum care abia acum descoperă mediul de afaceri. Și dacă tot vorbim despre afaceri, ce facem? Investim de pe acum, când se pare că suntem într-o criză de toate felurile, fie că este vorba despre o criză politică, energetică, a gazelor naturale, de toate felurile, sau așteptăm să treacă toată această perioadă ostilă din punct de vedere economic, sau investim de pe acum? Răspunsul meu este pornim clar. La treabă. Răspunsul meu este clar și este oarecum contundent cu toată descrierea ta extraordinară. Însă mie mi se pare că este o lașitate să aștepți. Ce așteptăm? Exact. Aveți senzația că după așteptarea din 2020 ne-a fost mai bine în 2021? Aveți senzația că dacă așteptăm să treacă 2022 într-o stare vegetativă, rezolvăm ceva? Ba nu! Soluția mea, soluția noastră, ca grup, este să îndrăznim să trecem prin aceste probleme. Cum putem face asta? Întărindu-ne echipa și cerând celor care sunt plătiți să facă asta, să ia lucrurile în serios. Este clar că nimic nu este, cum să spun eu, creonat de nici Uniunea Europeană, nici guvernul, nici prefectul nu poate face, cum să spun, lumină în acest tunel care se numește pandemie. Dar ce să faci? Nu scrie în contractul meu de leasing că dacă suntem într-o situație ciudată, adică mi-au crescut cheltuielile pe utilități și mi-au scăzut încasările cu 40%, ce să vezi, ratele cresc și ele. Iată, guvernul ne obligă să mărim salariile. Justificat, dacă mă întrebați pe mine, am militat întotdeauna pentru mărirea salariilor celor care merită, subliniez. Însă, atenție, lașitate maximă, starea asta vegetativă, starea asta de flash mob, nu coincide și nu corespunde cu cine dorim noi de la viață. Este clar că se estimează creștere salariare pentru acest an, însă nu în procente foarte mari, undeva la 6-7%. Este puțin, având în vedere toate costurile crescute pe care le avem, la toate facturile, inflație, da, la raft, la benzină, peste tot vedem prețuri mai mari. Creșterea salarială de 6-7% este foarte puțin. Cum facem față la tot acest val de creșteri care ne-a lovit și o să ne lovească în continuare pe toți? Ne calibrăm consumul sau... Matematica ne spune că avem niște obligații. Pe mine mă interesează ca la sfârșit de lună să fiu cât mai puțin dator. Atenție, aici nu mai vorbim de profitabilitate. Sunt 2 ani de zile spre 3 în care fiecare antreprenor a simțit într-un fel sau altul majoritatea celor dintre noi care, încă o dată repet, muncesc cinstit de dimineață până seara.
Matematica, la final de lună, ne obligă să acoperim o cifră. Această cifră este compusă, așa cum bine știți, salarizare, pierderi, consumabile și, să nu uităm, în continuă creștere, impozitele și obligațiile către stat, cel puțin către autoritățile locale. Așa cum vedeți, nu are nimeni niciun fel de milă. Dacă dumneavoastră ați văzut vreun tremur pe obrazul vreunui finanțist din guvern sau cineva din autoritatea locală să spună ceva despre asta, nu știu cum Dumnezeu se face, că iată, obligațiile noastre cresc. Iar o creștere de 10% în cheltuieli vorbesc, nu în încasări. În încasări pot fi banale, vă las să gândiți ce doriți dumneavoastră în calitate de salariat. Însă eu în calitate de antreprenor este foarte mult. În momentul în care mie toată încasarea îmi scade, nu mai mă pot raporta la o creștere de doar 70%. Pentru că ea se adună la o pierdere existentă deja. Și iată cum plus cu plus îți dă minus. Noi vrem să creștem salariile, încă o dată repet, nu putem opri. Am avut o traumă săptămâna trecută, am fost într-o deplasare cu niște tineri antreprenori și 80% dintre ei, atenție, vorbesc de tineri de 17-18 ani, au un singur gând, să plece. Și nu știu dacă vorbim doar de salarizare, aici vorbim despre sistemul de învățământ care se încăpățânează să rămână undeva în epoca de piatră. Vorbim despre sistemul de sănătate care produce mai multe victime decât pandemia în sine. Dacă stăm să ne raportăm la ce se întâmplă pe planetă, vedem că există o nemulțumire greu de acoperit și aici mă refer în primul rând la cei care conduc orașele, pentru că nimeni nu s-a așteptat atunci când erau pe baricade să câștige, să fie conducător peste o țară pe care va fi lovită, așa cum a fost lovită Europa, planeta, de o pandemie. Nimeni nu a fost pregătit să treacă prin așa ceva. Nu există specialist în pandemie, să ne înțelegem. Așa cum vedeți, calculăm starea noastră de sănătate în funcție de grosimea măștii. Începem să găsim soluții în momentul în care mijloacele de transport ești unul peste altul, în condițiile în care într-o sală de judecată stai unul peste altul, tu ca agent economic n-ai voie să primești, sau în Poșta Română, îmi pare rău că dau numele astea, dar asta se întâmplă real, în tranșee, în viața de zi cu zi, toate normele astea sunt lovite de nulitate. De ce să am eu restaurantul cu 30-50% în momentul în care mă duc să-mi iau pensia sau să duce să plătească, să pună un plic la poștă și sunt 300 de oameni pe metru pătrat? Adică ori facem regulă peste tot, ori ne transformăm în niște spectatori la o piesă stupidă. Vorba despre tineri, despre micii și tinerii antreprenori care vor să-și înceapă o afacere. Vorbim despre acea categorie de vârstă care visează să plece în străinătate pentru că tărâmul făgăduinței promite oarecum tineretului că se vor îmbogăți având parte de o civilizație ceva mai evoluată decât cea de aici. Pe de altă parte, ei mai visează și să se îmbogățească peste noapte. De altfel, nu e un lucru de condamnat pentru că cu toții ne-am dorit acest lucru, dar cum facem să ne îmbogățim și prin muncă, dar și rapid? Ce soluții avem la îndemână? Să ne îmbogățim rapid. Chiar azi de dimineață am dat răspunsul unui tânăr. Asta acum în contextul criptomonedelor, așa, ca să există un val de alimentare în subconștientul lui cu informații pozitive și tânărul m-a întrebat direct: domnul Cosma, vreau să devin milionar. Deci, citesc din memorie cât pot de corect. Pot veni la dumneavoastră să mă ajutați? Bun. Am avut vineri, la loto, eventual. La modul cel mai serios. Adică nu este mult prea serioasă întrebarea să o tratez. La loto, nici atât. Știți că șansele sunt mici. Însă, numai de târziu de vineri, am avut după prânz o adunare cu un grup de tineri cu care lucrez eu pe managementul ăsta a juniorilor, cum îi spun eu. Și le-am dat niște exemple concrete, pentru că cu acești oameni, tineri ăștia, au o inteligență greu de anticipat în momentul în care ești pe poziții adverse. Eu, având fetița cea mică de 17 ani, am marele noroc că mă racordez imediat la lumea reală, de la Shatra Benz până la matematica asta aplicată și până la device-urile astea care au devenit o prelungire a membrelor superioare. Corect. Și le aduc un argument și le spun și celor care ne ascultă acum. Dragii mei adolescenți, singurul argument pe care pot să vi-l aduc este faptul că în ultima lună, luna decembrie, 64 de dosare făcute sunt a unor români plecați în diaspora. Vorbesc de ce fac eu. Adică vreau să vă spun concret, foarte mulți români plecați în diaspora. În primul lot, 93, 94, 95, 96, spun așa: domnul Cosma, am 25 de ani de Italia, am 15 ani de Spania,
Cu Germania mai greu, cred că e mai dulce acolo. Vor să revină în țară și să-și facă aici o afacere care să le mențină nivelul de trai, înțeleg. Vor să vină unde? Acasă. De ce? Pentru că și acasă pot trăi poate la fel de bine din punct de vedere al câștigurilor, pentru că cheltuielile nu sunt aceleași ca acolo. Știți ce? Tot vorbim despre bani, dar să știți că nu banul este totul. Adică oamenii au 15.000, 20.000, 50.000. Cei care vin și spun că am 100, 120.000, spun rămâi acolo unde ai făcut, că stai bine. Însă întrebarea supremă este cum e acasă? Pentru că cea mai mare problemă astăzi este că între hotărârile la nivel înalt, guvernamentale chiar, și cetățeanul de rând este o prăpastie halucinantă, un hău de care nu poate fi acoperit. Adică nu există niciun fel de informare. Vorbim, dacă vreți, despre mult cântatele proiecte europene, despre miliardele promise la cel mai înalt nivel. Adică de doamna președintă Uniunii Europene, a Comisiei Europene, de domnul președinte, de fostul premier. Adică pe o parte ni se spun oameni buni, ăștia-s banii voștri. Dar nimeni nu spune exact ce ai de făcut. Și aici putem discuta, cred că două nopți și două zile continuu despre corect, ce se întâmplă real. Se pot prelungi. Dar aș vrea să știu concret. Un tânăr, antreprenor, vrea să-și deschidă o afacere. Fie că este vorba despre tineri care sunt deja aici sau tineri care vor să revină, nu neapărat tineri, oameni cu experiență, de exemplu, care vor să revină în țară, acasă, cum bine spuneați dumneavoastră. Ce fac? Iau așa codurile căini și se uită pe fiecare în parte să vadă la ce ar fi bun, ce li s-ar potrivi, ce afacere ar merge în România? Sau fac ce știu? Și atunci au nevoie de suport în acest sens, în demararea afacerilor. Dacă fac ce știu, este minunat. De regulă, întrebarea este de ce mă apuc? Cine îi ghidează? Nimeni. Absolut nimeni. Există încă o dată, repet, un mare crater între statul român și cetățeanul de rând, de aici și de oriunde pe planetă. Te duci la Registrul Comerțului, te costă 50 de euro cu totul și ți-ai făcut o firmă. Imediat. Azi o depui, mâine îți pronunți, a treia zi o ai. Bun. Te costă nimic. Asta e cea mai mică problemă. Te costă, da, te costă mai puțin decât motorina. Bun. Ce faci după aceea? Pentru că orice cod caien de activitate avea, există o grămadă de obligații comuniste. Unele justificate. Dacă vorbim de ISU, de exemplu, am fost chemat la Mangalia la un liceu. Nu poți să ai tu liceu și să nu fii ISU. Da? Adică să nu fie ai autorizație. Dar multe dintre ele sunt absolut halucinante. Adică vorbim despre niște autorizații și despre obligații care depășesc cu mult banii strânși de ei pentru a intra în legalitate. Mă refer la manuale HCCP, mă refer la o grămadă de obligații absolut necunoscută. Răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este așa. De la înființare, primii pași și până la autorizare, nu te învață nimeni. Au luat ființă fel și fel de entități care locuiesc sau completează golul ăsta de statul român. Însă nu-i destul. Imaginați-vă că la momentul ăsta se închid și se deschid societăți pe bandă rulantă. Nimeni, absolut nimeni. De ce se închid? Întrebarea maximă este exact pentru că nu există un ghid. Un ghid economic. O chestie care să spună, băi, pe ce ești? Pe 56-10, 56-30, restaurante, baruri. Astea sunt cele 17 obligații firarele să fie. Nu există nicăieri nici măcar informație concretă. Ele trebuie într-un fel sau altul puse la punct pentru că, să știți, amenzile. Cel mai tare statul român s-a consolidat și s-a educat în a amenda. Dacă pot sublinia ceva ce s-a întâmplat repetativ și în fiecare an este creșterea amenzilor. De exemplu, la mediu, cea mai mică amendă este 50.000 de lei, adică echivalentul la 12.000 de euro pentru un banal contract de deșeuri defalcate. Un contract, nu mai spun de gestionare, adică lucrurile sunt atât de grave și atât de vaste încât ni se întâmplă, doamnă, ce speram eu personal să nu se întâmple niciodată. Să pierdem românii a doua oară. Români care au plecat, au muncit jumătate de viață, s-au întors și au băgat banii, există riscul să-i pierdem și a doua oară. Tocmai pentru că un mic antreprenor trebuie să fie și specialist în legislație atunci când își deschide un business, pentru că trebuie să știe de la ISU, pompieri, mediu, forță de muncă, da, ITM, trebuie să știe absolut toate legile și toți pașii pe care trebuie să îi îndeplinească atunci când își dezvoltă o afacere și ce declarații trebuie să depună și ce legi trebuie să respecte atunci când desfășoară activitate. Este complicat pentru un om care face un business să își concentreze atenția asupra acestor aspecte, nu? Cât de greu este? De unde și ia informațiile un astfel de afacerist? Repet, de nicăieri. Există un contabil, al tău, toată lumea dă vina pe contabil, contabil care face contabilitate. Acum, ca să fiu foarte serios, și mărul de aur sau ceva unic în lume are România, acel impozit
pe încasă de doar 1%, adică la 100 de mii de euro încasați, plătești doar 1000 de lei taxe către statul român. De aceea le și spun celor care vin prima oară și domnul Cosma, dar nu putem. Și am spus, prietene, doar să fii nebun sau de-a dreptul prost să mai faci evaziune fiscală astăzi. Avem alte probleme cu cuantumul impozitor pe salarii. Însă ca să mai faci la încasări evaziune, ți-o faci cu mâna ta. Nu există nicio entitate a statului care să facă legătura între a face o firmă și autorizarea ei. Sunt încă o dată birouri, nu este chiar accesibil pentru toată lumea în funcție de volumul de muncă și de aceea, repet, foarte multe societăți, de exemplu, dacă îmi permiteți, în 2021 sau numai pe Constanța, sunt cu 30% mai multe firme închise dacă ne raportăm la anul 2020. Adică astea sunt niște cifre concrete. Adică în 2021 s-au închis mai multe firme decât în 2020. Mult mai bine. Bine, ne raportăm la ce am trecut prin pandemie, ne raportăm că și ANAF-ul a devenit mai agresiv în sensul constructiv, adică în momentul în care ai o problemă cu el, ți primești plicul acasă, te și altă dată existau calendare, te trezeai că o ai închisă, te trezeai că ai și condamnare, că ai și sechestru. Okay. Acum lucrurile sunt puțin puse la punct din punctul ăsta de vedere. Însă aici avem alte probleme. Avem probleme cu casele de marcat, 10 oare schimbate în 10 ani de zile, halucinant. Deci iar am trebuit să facem investiție anul trecut pe noi case de marcat care să raporteze într-un fel sau altul la cerințele a 10 oară. Adică 10 tipuri de case de marcat schimbate în 10 ani de activitate. Adică în fiecare an o casă de marcat. Aproape în fiecare, că au fost ani și cu 20, după aia n-am mai lăsat puțin. Adică sunt niște chestii care se întâmplă absolut halucinant în relația noastră cu statul. Nu sunt aici să mă plâng. Din contră, vreau să spun că ne-am întâlnit atât de tare încât aproape fiecare zi se termină zâmbind. O să înțelegeți și de ce la final. Pentru că nu au ei putere să ne pună piedici câtă dorință avem noi să mergem mai departe. Ca român, ca părinți, ca soți, ca antreprenori, să știți. Cu ce probleme se confruntă antreprenorii din județul Constanța în acest moment? Pentru că aveți o vizibilitate destul de... De județul Constanța, spuneți? Da. Bun, hai să împărțim județul pe grupe de bun, răi și foarte răi. În primul rând, dacă vorbim despre municipiul Constanța, știți foarte bine ce s-a întâmplat în anii anteriori, dorința de a pune la punct legal vorbind unele aspecte a dus la sluțirea, ca să spun legal, încă o dată repet, demolarea multor entități. Noi, ca mai ales cel puțin din Horeca, am luat în piept aceste măsuri dure. Știți că stațiunea Mamaia a suferit într-un fel sau altul, nu a suferit. A luat parte la un război de ăsta absurd între autoritatea locală și agenții economici care, obișnuiți cu un anumit mers, le-a fost greu să metamorfozeze. Dacă vorbim pe Constanța, eu spun încă o dată că există foarte multe legi, acest 427, HCL 427, care reglementează activitatea agenților economici, are foarte, foarte multe lacune. Ne chinuim să avem un dialog uneori constructiv, chiar am avut plăcerea să fim sub același tavan cu noul ministru a economiei antreprenoriatului și mă uitam fără să înțeleg ce se întâmplă și nu vorbesc de speech, vorbesc de promisiuni, vorbesc aceleași promisiuni, aceleași cuvinte rostite, același timp alocat. Se schimbă miniștrii, se schimbă prim-ministrii, noi rămânem, se schimbă primarii și noi rămânem pe poziție cu aceleași probleme nerezolvate, cu aceeași structură îmbătrânită, cu aceleași... Hai să vă dau un exemplu bun. Pe 1 ianuarie 2022, legea spune cu subiect și predicat că autoritățile statului, centralizate spun ei, nu au voie să mai ceară copii, fotocopii după diferite documente când pui un dosar. Lege promulgată, litată în valoare. Îmi spune și mie că la care dintre instituțiile a fost dumneavoastră și le-a spus nu mai am nevoie de dosarul cu șină? Nu. Mergem înainte. Legea prevenției care a fost promulgată în 2018 și care apără interesele antreprenorilor. Nimeni nu le... Incisivitatea unor controle este justificată. Sunt printre noi oameni care nu merită să-și deschidă afacerea, pentru că din start au plecat pe lucruri râte. Însă cei care muncesc, cei care reușesc să sună lângă ei, echipe, familii, și care vor să se dezvolte aici. Ascultam acum o mare victorie despre o mare investiție într-un oraș de provincie. Că a venit cineva și a făcut o fabrică. Așa e. Doar că legea spune că banii se varsă acolo unde este sediul social. Orașul se bucură doar că angajează niște oameni. Dar să nu uităm că toate impozitele se varsă
către sediul social. Adică dacă eu am firma din București, sunt în apartament cu două camere, toate sumele se duc acolo. Și de-aia ar fi o temă chestia asta, vis-a-vis de, de ce sunt dumneavoastră, poate o, o modificare a acestei chestii. Adică, bă, vii la Constanța, vii la mine pe litoral, vii de la Galați, ești bine primit, ți-ai făcut afacerea. Dar lasă fratele meu și mie, îmi dai 2.400-3.000 de lei pe autorizația de funcționare și impozitele pleacă la Galați. Ceva neregulă. Acum, eu pot vorbi mai mult dacă îmi cereți asta, însă trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că am avut toată deschiderea. Am avut un dialog destul de constructiv în 2020 cu autoritatea locală. De multe ori am avut senzația că vorbim degeaba. Sunt și lucruri pe care le-am rezolvat. Norocul nostru că printre cei care conduc birourile de autorizare au apărut și persoane care chiar știu despre ce vorbesc. Restul este o luptă surdă și nedreaptă între noi și cei care ar trebui să fie într-un fel sau altă echipă cu noi. Înțeleg. Pentru că tot vorbeam de deschiderea unei afaceri și despre antreprenori, despre agenții economici care aleg să-și desfășoare o afacere în județul Constanța. Pentru că tot se vorbește despre fonduri europene și că par așa un graal, da, al puterii, faptul că poți să accesezi niște fonduri europene și să-ți dezvolți afacerea. Cum pot face agenții economici să acceseze fonduri europene? Care este primul pas pe care ar trebui să-l facă și ce trebuie să aibă în vedere atunci când vor să acceseze fonduri europene? Pentru că nu e simplu. Te duci la o firmă care se ocupă cu așa ceva și ce ceri? Ce aștepți în schimb? Ce obligații ai? Ce îndatoriri ai? Ce drepturi ai? Nu este simplu deloc. Adică este segmentul în care foarte mulți oameni au visat frumos și s-au trezit într-un coșmar. Le spun tuturor, le spun la fiecare ședință, la fiecare dosar. Oameni buni, banii europeni și ei noștri sunt controlați, adică banii la asta urmă oricum și în societățile noastre. Însă mai ales banii europeni sunt extrem de controlați. Și există și aici, ca și în discuția anterioară, o mare problemă. Sunt foarte multe firme de consultanță care vorbesc foarte frumos, un speech motivațional spectaculos, faci un contract în care plătești firma... Plătești o sumă în avans și aștept să ți se finanțeze. Dai niște bănuți, pornit de la 3.000, 4.000, 5.000, am ajuns acum la 1.000, la 10.000 de lei, mă scuzați, la procente stabilite de Uniunea Europeană, 7-8%. Imaginați-vă că la un proiect acum pe la Dan Clisi de 200.000 de euro, 8% sunt câteva 15-16.000 de euro pe care ți-i dă Uniunea Europeană. Dar înainte de toate, primul pas este că vrei și te duci la un specialist, care se prezumă a fi specialist, o firmă de consultanță care, în mod natural, ar trebui să scrâneze povestea ca întreg. Nu mai spun că după consultant oamenii nu sunt informați. Mie mi-ar plăcea foarte tare ca fiecare dosar ăsta, înainte să semne contractul, să-i se pune în fața un opis cu obligații, etape și costuri. Da? Și atunci vei vedea dacă ești eligibil. Eu cred că un consultant nu știe de la început dacă firma, personajul din fața lui, ca entitate juridică, știe va câștiga sau nu. Dar, din păcate, și o spun cu regret și îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva, peste 70% din firmele de consultanță se opresc la prima etapă. Adică îți iau un comision pentru depunerea dosarului, care trebuie și plătit și ăla, dar iată, am ajuns și la 10.000 de lei și știind de la început că societatea, persoana din fața lui, nu are sos de izbândă. Și mie mi se pare aici că seamănă puțin la înșelăciune. Și poate că statul român ar trebui să facă într-un fel sau altul, măcar prima etapă să fie într-un fel sau altul controlată de o entitate a statului sau, nu știu, ANAF-ul sau cineva care chiar știe despre ce vorbește. Pentru că foarte multe tragedii, oamenii și așa n-au bani, dacă le mai fur și banii puțin pe care i-au la început, este clar că aici seamănă înșelăciune și cred că organele statului pot face ceva în sensul ăsta. De ce spun asta? Pentru că aceste contracte sunt foarte bine făcute. Adică consultantul nu are niciun fel de responsabilitate. Responsabilitatea este a celui care habar n-are despre ce vorbește. Deci, și cum vine asta? Exact. Pentru că eu sunt necunoscător. Mă duc și vreau să accesez niște fonduri europene, dar nu știu exact ce presupune, în cât timp le voi avea, ce trebuie să plătesc, da, și ce drepturi voi avea la sfârșit. Eu vă dau un exemplu concret. Un prieten de-al meu a dat 5.000 de lei acum 2 ani. Nici măcar nu i-a dat. Bine, mi-ai făcut contractul. Spune-mi, prietene, ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să fiu eligibil, ca să știu că eu îmi fac un proiect, îmi fac... Imaginează 2 ani din viața unui om și nu neapărat bani în sine, ci a nărui visul cuiva este o tragedie. Acolo cred că e problema cea mai da, mare. Pentru că numai îl termin. Eu îl văd și vorbesc cu el. Prieteni, m-am dus acolo și am vorbit în numele lui cu el. Răspunsurile sunt absolut halucinante. Oamenii sunt atât de pregătiți în a nu face,
încât lucrurile sunt destul de grave și aici. Vom discuta, dacă vreți, într-o emisiune viitoare, o temă despre fonduri europene. Este absolut halucinant și, încă o dată și încă o dată, nimeni nu îți spune ce ai de făcut. Astea se fac, dă-ți drumul. Într-o piață concurențială, democratic vorbind, economic vorbind, este în regulă. Însă rezultatele sunt dezastroase. Suntem pe final, nu mai avem foarte mult timp și vreau să ating și subiectul imobiliare, pentru că știu că vă pricepeți foarte bine și în acest segment și pentru că vorbim despre criză sanitară, economică, vorbim poate și despre o criză în domeniul imobiliarelor. Deși în Constanța vedem că se construiește destul de mult și există cerere, pentru că altfel nu ar exista nici oferta, pe apartamente, pe case, pe terenuri. Este recomandat ca în acest an, 2022, să facem o investiție de tip imobiliar, pentru că se vorbește despre o creștere în prima parte a anului a prețurilor, iar apoi o scădere a prețurilor în imobiliare. Ce facem? Mai așteptăm? Investim acum? Răspunsul este da. Am să vă dau și niște argumente. În primul rând vreau să le spun în câteva secunde ce-mi dă bonitate să vorbesc despre asta. Am ocupat funcția de vicepreședinte CEPI Unim în cea mai puternică Asociația Imobiliară la Bruxelles, cu rezultate spectaculoase înainte de criza imobiliară. Apropo de criza imobiliară, îmi permis să vă spun o chestie care pe mine mi-a pus multe semne de întrebare. Înainte să se întâmple criza imobiliară din 2009, când toată Europa cădea, premierul statului român a venit pe sticlă și a spus: nu vă fie teamă, România nu va intra în criză. Știu. Adică trebuie să fim foarte atenți. O mai mare măgărie ca asta nu se putea întâmpla. Dacă vorbim despre Constanța, Năvodar, Mamaia Nord, vorbim despre investiții, pentru că și pe imobiliare vorbim de două aspecte economice total diferite. Obligativitatea, tradiția românului de a avea casa de lui, a fi proprietar, de a fi proprietar, graficele, vestitele grafice care spun că românii sunt printre cei, ca număr, cei mai mari proprietari, nu mai vorbim de calitate, nu mai vorbim de nimic, însă pe altă parte vorbim de investiții. Am să vă dau o veste bună. Sunt foarte mulți oameni care caută imobile la Constanța, în Mamaia Nord, în Năvodare. Pentru a face o investiție de tip imobiliar, pentru ca mai apoi să închirieze și să facă bani. Dacă vorbim de primul segment, vă dau dreptate. Trebuie să fim foarte atenți atunci când intrăm într-o relație cu banca, pentru că vorbim de 30 de ani și să nu uitați, dragi tineri, cei care vreți să vă luați apartament, după ce ați vorbit cu ofițerul de credit, cereți o eșalonare și numărul acela de cifre, pagina aia întregi de obligații, nu are, poate vă are darul să vă trezească la realitate. Adică în momentul în care ți-ai luat prin credit, cu credit, un apartament, l-ai plătit 29 de ani în loc de 30 și ultimele 5 zile nu le-ai plătit, pierzi și apartamentul, pierzi și avansul, pierzi și casa și rămâi și dator la ei. Adică, încă o dată, băncile, cele care dictează într-un fel sau altul respirația planetei, au grijă să-și protejeze interesele. Este o discuție destul de amplă, deci în concluzie, cumpărăm sau nu anul acesta? Cumpărați dacă aveți cu ce. Nu vă împrumutați. Am înțeles. Discuție interesantă care s-ar putea prelungi destul de mult, motiv pentru care vreau să-mi promiteți că mai veniți și cu altă ocazie. Vin cu drag pentru că sunteți gazde primitoare și atenție, este un post în care poți să deschizi liber, este spectaculos. Mulțumesc frumos pentru prezența, domnule Cosma, vă aștept și altă dată. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți, la revedere!